Doamna Alexandra? Da. Eu am venit Mihaela, sunt la compania Surpriza Domiciliu. Sunt undeva cu buchet frumos. O sticlă de șampanie frumoasă. Și o cutie cu dulce. Mulțumesc! Vă dați seama, nevarte, cu este surpriza? Cred că de la cineva care mă iubește foarte mult. Sigur. Care e departe și nu a avut posibilitatea să fie lângă mine. Poate de la frățiorul meu, care e departe. Și încă? De la cei dragi, de la cei care, nu știu, poate s-au alipit la dânsi. Vrei un mesaj pentru dumneavoastră. Da. Surioara, da, nepoțelul. Viața ne oferă multe încercări. Ne dă posibilitatea de a trece prin multe obstacole. Astfel de ziua ta, noi suntem alături cu sufletul. Îți urăm un călduros la mulți ani. Dumnezeu să te aibă în paza Lui, să-ți ofere toate bunătățile vieții, să gurgi în ele în preajma celor mai dragi persoane ție. Nu uita că succesul și fericirea te va urma în toate mersurile tale, iar bucuriile să-ți surâdă la fiecare pas care îl vei face în lume. Fie ca soarele să-ți ofere căldura și lumină, ploaie curată, liniște sufletească, zâmbetul oamenilor, încredere în sine. Visele de azi să devină realitate. Chiar dacă sute și mii de kilometri ne despart, Tu ai fost mereu cea care ne-a ajutat în toate. Îți mulțumim mult, draga noastră! La mulți ani, cu multă dragoste, fratele Victor și sora Irina. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumesc pentru surpriză, mulțumesc pentru o surpriză deosebită, pentru emoțiile plăcute care mi le-ați creat astăzi. Mă bucur că sunteți, că ați deschis un așa serviciu și ne emoționează până la lacrimi. Îi simt prezența alături de mine și mă bucur nespus de mult. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc! Dragii mei, vă iubesc! Vă mulțumesc din suflet pentru surpriza plăcută, pentru lacrimile de bucurie pe care mi le-ați pus astăzi pe obrajorii mei. Vă pup și vă cuprind nespus de mult! Mulțumesc! Мне кажется, это как бы... Заходи, я тебе. Мне кажется, это как бы... Ой, я не в парке.